Reprezintă pentru România. Eu merg acolo ca să primesc acest premiu pe care îl consider un premiu pentru România, nu pentru persoana mea. Este cel puțin notabil că o fundație politică importantă din Germania ține să acorde un premiu președintelui României pentru felul în care România știe să gestioneze fenomenul corupției. Și atunci, cred că nu greșesc dacă spun că este o recunoaștere publică a faptului că România se comportă foarte bine în această luptă anticorupție. Mulțumesc!